Peste 300 de oameni înțepați de căpuși au ajuns la spital din martie până acum în Sibiu. Numărul pacienților este mai mic cu 500 față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în ultima săptămână, respectiv 78 de persoane față de 173 de cazuri din aceeași săptămână anului trecut. Potrivit medicilor, persoanele care merg în parcuri, păduri sau în locuri cu multă vegetație trebuie să fie atente la animalele care sunt purtătoare de căpușe. Borelioza Lyme este transmisă la om de căpușa Ixodi. Atașarea de decumente și hrănirea căpușelor sunt nedureroase. Secrețiile lor pot însă produce reacții locale, boli febrile sau paralizii. Îndepărtarea căpușei duce la ameliorarea rapidă și adeseori la vindecarea completă. Medicul specialist va îndepărta prin tracțiune fermă căpușa. Îndepărtarea căpușe în primele 48 de ore de la atașare previne transmiterea agenților bolii Lyme. Majoritatea pacienților răspund la terapia adecvată, tratați cu antibiotice pe cale orală. Căpușele sunt deosebit de active în sezonul cald, mai ales la începutul acestuia, când sunt în perioada de înmulțire și devin extrem de agresive. Atunci când mergem în natură, mai ales în zonele împădurite, trebuie să ne îmbrăcăm adecvat, să purtăm o bluză cu mânecă lungă, pantaloni lungi, șosete și o încălțăminte adecvată. Potrivit medicilor, nu toate căpușele sunt purtătoare de borelia.